Bine. Bună seara, bună, bine ați venit. Explicăm astăzi cum să leagă aplicațiile InPersona și Hello Smart, aplicații care o să avem nevoie pentru a putea mina din Vivo și a ne lega ceasurile la aplicații. Încep prin a vă arăta site-ul oficial InPersona.com. De aici o să vă rog frumos să vă luați informații care apar în proiectul ăsta. În principiu apare în engleză site-ul, da? Dar când folosiți un calculator sau un laptop, puteți să descărcați Google Translate ca și add-on, da? Și să-i dați Translate Page. De aici selectați română, îi dați Translate și o să vă dea pe românește ca să puteți să înțelegeți toți ce face și cum face treaba asta. Ok? Acum, de aici aveți link-uri directe către App Store dacă folosiți un iPhone sau către Google Play în momentul când folosiți un telefon Android. În momentul când dați click pe o pictogramă, fie că folosiți Android sau fie că folosiți iPhone, vă duce direct la butonul de install. Ok? Vă rog frumos aplicația asta să o instalați, se numește InPersona, are ca pictogramă inimioara asta digitalizată cu albastru și alb. Descărcări are 1000 de descărcări până acum și s-o aveți în telefon. Asta îi pentru primul pas. Da? Ne trebuie descărcate aplicații. După care o să vă rog să descărcați din Google Play aplicația Hello Smart. Vă arăt acum și cum arată, ca să știți ce aveți de descărcat. Da, asta e aplicația. Aplicația e de la Heka App. Are ca pictogramă pătrățelul ăsta roșu și scrie pe el Hello. Practic e aplicația Vivo care noi am avut-o până acum, dar evoluată ca să putem să o legăm cu aplicația InPersona. Da? Asta are peste 50.000 de descărcări. O găsiți și în Google Play și în App Store. Asta depinde de ce telefon folosiți. Bun. Odată ce avem astea două aplicații instalate, o să procedăm în felul următor. Prima dată vă explic un pic despre site și după trecem la exemplificarea video să înțelegeți cum se face toată procedura. Aici este vorba despre cum funcționează site-ul ăsta. O să-i dau și translate ca să-l înțelegeți pe română. Așa. Deci cum funcționează? Puteți să citiți frumos aici în românește. Cum se utilizează VSC-ul sau USDV-ul, da, ce înseamnă, cât valoare are și unde îl găsim. Tokenul o să fie disponibil în ceva timp pe Uniswap, PancakeSwap și OD Digital. Link-uri avem de la fiecare în parte aici dacă dăm click. Merge și pe telefon, merge și pe calculator sau laptop, ce aveți. Cum puteți să folosiți și cum puteți să plătiți cu tokenii care îi faceți în aplicație, ecosistemul, ce înseamnă NFT-urile, da, și ce eficiență au. Dacă noi apăsăm aici butonul de mai multe, o să vedem că fiecare NFT în parte are o anumită specificație și ce face. O să vă explic pe scurt. Basic-ul, ăsta o să-l primim toată lumea gratuit din partea Vivo, îi un NFT care o să ne producă la eficiență de 50%, deci jumate din cât ar trebui fiecare dintre noi să minăm. Se numește date NFT bază sau pachet basic. La fiecare 6 ore o să producă ceva. Maxim pe zi o să putem să producem de 2 ori la fiecare ciclu de 6 ore. Deci odată la 12 ore o să facă câte 2 blocuri. Două blocuri înseamnă de două ori recompensa. Bineînțeles, dacă voi vreți să vă cumpărați un alt NFT, se poate cumpăra. Aveți pachetul până la 2500 de euro,
care e level 3, 250 primul, 1250 al doilea și 3500. Acum, eficiența v-am explicat, e vorba de cât de eficient e la fiecare 30 de minute la pachetul de 2500, blocurile, bineînțeles, câte blocuri face și câtă recompensă primiți, hub-urile și sloturile în hub-uri, da? La fiecare NFT în parte se aplică în felul următor. Clienții existenți în Vivo, da, până acum cine am fost în Vivo și care mi-am cumpărat pachete care au hub-uri, o să primim și la pachetul ăsta basic, o să primim 100 de invitații per hub. Deci o să putem să aducem 100 de oameni la noi în rețea care să-și cumpere și ei un NFT și un ceas. Dacă se cumpără pachetul de NFT, o să se primească și ceasuri, așa că nu-i nevoie de investiție dublă, să cumpără direct cu ceas și cu NFT. Cei care cumpără, vedeți că aici aveți la hub-uri, la level 1 sunt 20, la level 2 sunt 100 și la level 3 sunt nelimitați. Astea sunt valabile pentru clienții noi, nu pentru clienții care au fost deja existenți în Vivo. Acum, numerele de hub-uri, cât e primiți la fiecare pachet, la basic primim 0, level 1, 2, level 3, level 2, 2 și level 3, 6. Power usage-ul, ăsta e necesitatea de curent, da? Sau cât baterie folosește ceasul. În basic o să folosească foarte puțină baterie, deci nu o să fie foarte afectată viața bateriei. La cel de level 3 o să folosească foarte mult și durata de viață o să fie aproximativ de 2 zile, dar o să încărcăm ceasul mult mai des. După care avem partea de recompensă care ne vin din partea celor care i-am înscris. Dacă avem pachetul basic, o să primim 0% de la toată lumea. Dacă avem level 1, 10%, level 2, 15% și level 3, 25%. Din comunitate, per comunitate, adică toată lumea, ăsta are 0%, 0%, 5% și 10%. După care, manual measurements, ăsta îi măsurătorile care le facem noi în fiecare zi pe ceas, da? Și ne jucăm cu ceasul. La basic și level 1 nu avem nicio recompensă, dar dacă avem NFT de level 2 și 3, o să primim 4 blocuri recompensă în plus și la level 3 o să primim 10 blocuri în plus. Da? Deci o să fie foarte eficient. Nu vreau să vă zic să investiți, investiți numai dacă vă permiteți. Cine își permite poate să-și cumpere, cine nu, puteți să faceți treabă și cu cel gratis. Nu la atâta performanță, dar o să puteți să faceți. Aici, bineînțeles, că avem harta cu obiective care Vivo are pentru anul ăsta și anul următor. Da? Deci avem ianuarie și martie din anul următor și toată perioada anului ăstuia. Puteți să citiți fiecare sau la fiecare trimestru ce, sau în fiecare lună chiar ce vrea să facă și cum o să facă. Aici o să avem burning-ul la token, da? O să fie arși câțiva tokeni ca valoarea lor să crească. 35% din valoarea celor care se produc se ard, deci o să crească foarte frumos tokenul ăsta în timp. Aici puteți să vă abonați cu adresa de e-mail, în așa fel încât să primiți informații prin e-mail cu ce se întâmplă și cum se întâmplă. Cam asta trebuie de făcut în ceea ce privește tot timpul noutățile din persoana. Aici o să le aveți mereu actualizate și mereu drepte, da? Să nu fie băgate strâmbe. Jos, bineînțeles, că aveți și linkurile oficiale de la canalele lor de YouTube, Twitter, Discord, Line și încă ceva, nu știu ce e asta. Eu vă recomand să vă urmăriți pe Twitter, să vă urmăriți pe YouTube. Și dacă știți să folosiți Discord-ul, intrați și la Discord și puteți să povestiți acolo cu suportul. O să vă răspundă destul de repede, puteți să vorbiți și cu membrii comunității. Dacă vreți să promovați Vivo sau in persona, aveți aici să descărcați kit-ul media, puteți să descărcați light paper-ul, link-urile oficiale și adresa de suport. Dacă vreți să trimiteți un mail, aici aveți adresa de suport.
Cu astea fiind spuse, o să trecem acum la Suzy pe telefon. Suzy o să ne exemplifice cum facem instalările la aplicații, inclusiv cum conectăm ceasul la aplicație și cum ne facem un portofel în aplicația in persona. Suzy, dacă poți, te rog să ne dai share screen, că ți-am dat hostul. Ok, da, începem acum. Bună seara, imediat să dau share screen la telefon. Se vede? Se vede, da. Deci, prima dată, cum a zis și noi, descărcăm cele două aplicații in persona, da? In persona. Da. Deci Suzy are telefon Android, o intrat în Play Store, aveți fiecare pictogramă pe telefon. Cum vedeți, a patra pictogramă este cea cu inimioara pe albastru. Dăm click pe ea, uite, am facturat un pic și dăm instalare. Dați instalare. Între timp, până lucră ăsta cu prima aplicație, puteți să mergeți și să scoateți și cealaltă, care e Hello Apple. Da, Hello Smart, Hello Mama Nike, să-l ducă, că nu știu cum îi ziceam. Deci aveți Hello Smart, prima aplicație. Hello Kitty, cu fetiță. Da, din ce se vede, Suzy deja o are instalată. Bun. Acum, Suzy, te rog frumos să le arăți la oameni cum arată pe telefon, ca să știe cu ce lucrează. Intră, te rog, în meniul telefonului. Numai un picuț că e... Nu-i bani. Nu. Că se vede. Uite, aici avem in persona și sus, în colțul din dreapta sus, aveți Hello Smart-ul, da? Sau, mă rog, Vivo Smart-ul, dar o să trească să-i faci... Nu, tot acolo sus ții, dar o să trească să-i faci update, că era deja instalată pe telefon. Sau poți să o dezinstalezi pe aia cu Vivo Smart de acolo și să mergi în Google Play să o mai scoți o dată. Imediat o ștergem pe asta. Cum poate munța o aveți? Dezinstalăm. Bun, deci procedura o să fie simplă. Hello Smart. Prima dată trebuie să deschidem aplicația Hello Smart, bineînțeles cu adresa de e-mail și parola care ați avut-o până acum în Vivo. Da? După ce conectăm ceasul, pornim Bluetooth, conectăm ceasul care e specific la telefonul care îl folosiți. Deschid Hello? Da, deschide-te, rog, Hello Smart-ul. Mândouă aici. Hello. Băgăm parola și cea din Vivo. Acolo dă-i, te rog, că ești de acord. Și acum, cu ce ne conectam înainte pe... O secundă, că o să-mi deschid și aici încă ceva din înregistrat, ca să fiu eu sigur că înregistrează cum trebuie. Bun, aici ce vă rog frumos e să fiți de acord cu ce vă cere aplicația. Da, aplicația o să vă dea acolo niște cerințe, da, să-i dați acolo. Aici, de exemplu, accesul la notificări, îi dați OK și găsiți aplicația Hello Smart în listă. Da, la notificări, da. Dă-i, te rog frumos, click acolo pe Hello Smart, dai permiteți, îi dăm OK, că nu ne interesează că e un pericol, știm că e OK, că e safe. Dar nu pot să-i dau, sunt conștient. Păi trebuie okay, să mai aștepți un pic. Dă-i bifă, Suzy. Acolo la sunt conștient, îi dai un click, aștepți până trece ceasul ăla și dai OK. Da.
Așa, okay, bun. Am permis notificările, acum dăm săgeată înapoi de back, încă o dată. Și acum avem instrucțiuni. Dăm pe instrucțiuni, îi spunem așa, permitem Hello Smart în timpul folosirii aplicației. Îi dăm aici permiteți. Și facem ce ne arată pe imagine. Da? Trebuie să-i dăm un drop, trageți de omulețul albastru până vă lasă să mișcați. După care aveți în partea de jos a telefonului trei butoane. Sport, dispozitiv și profil. Intrăm pe dispozitiv. Aici o să ne conectăm cu ceas. O să-i dăm permite să pornească Bluetooth. Bluetooth-ul o să vă rog să-l țineți mereu activat ca să poți să vă comunice ceasul cu aplicațiile și cu telefonul. Aveți în listă numele de la ceas, îi dăm click acolo unde scrie conectați. Asta este G2, e cel mare, nu? Să nu fie al meu. G2-ul e, da, ăla mare. Da. Light-ul e cel mic. Bun, acum mai dăm la update, îi dăm OK. Așteptăm până își face update-ul. Acum, Suzy, te rog frumos, jos, du-te pe sport. Și vedeți că aici își face update-ul, da? O să trebuiască să așteptați până sus, unde arată cu verde, da? Proces sau progres, reîncărcare. O să ajungă la 12 din 12 și să face 100%. Ăsta o să fie un proces destul de lung, dar nu avem ce să facem, trebuie să așteptăm. Între timp ce așteptăm că el lucrează, putem să intrăm în aplicația In Persona. În momentul când intrăm în aplicația In Persona, aici vă rog frumos să aveți un pic de atenție. De ce? Pentru că e aplicație nouă, nu sunteți obișnuiți cu ea, dar e foarte simplu de făcut. Avem aici o mică explicație despre aplicație. Jos avem două butoane, Skip și Next. O să apăsăm pe Next. Poți să-i dai acolo update, Suzy, dacă e. Mă rog, o dispărut. Dă-i Next, că îi dăm ulterior. Ok, am dat. Ok, o să-și facă și update acum, și-o făcut. Dă-i next. Încă o dată. Să face cineva cu mine? Nu. Acum, o să dăm jos pe Open App, da, butonul verde. Aici, foarte important, cine este client existent Vivo, aveți ultima rubrică, Already Vivo Member, da? Cine nu îi client existent Vivo, o să trebuiască să-i dați Create New Account. Foarte important aici, o să vă trebuiască un cod de hub în momentul când o să vreți să înregistrați un partener nou sau cineva să înregistrează, să-i dați neapărat codul din aplicația voastră. Acum că noi suntem clienți existenți Vivo, mergem jos pe Already Vivo Member. Îi dăm un click jos, iarăși aici ne spune că membrii din Vivo pot să se logheze în aplicație cu datele care le avem în Vivo. O să dăm pe butonul Go to Login și vă rog să folosiți e-mail-ul și parola care o aveți în Vivo. Suzy, când scrii parola, te rog frumos să oprești share screen-ul ca să nu-ți vedem parola. Și după ce scrii parola, să ne dai înapoi și scrii nu. Ok, dar nu m-am pică, nu prea... Nici o problemă, ia-ți timp că nu ne grăbim. Nu mai văd zoom-ul ca să dau pe... Ce o să vă rog încă frumos, întotdeauna să vă protejați, da? Nu faceți share screen, nu vă dați parole, nu vă dați... Când vine vorba de portofele cripto,
nu vă dați cele 12 cuvinte sau așa numita secret recovery phrase sau fraza de siguranță. Am văzut că în celălalt Zoom a fost făcută public, toată lumea poate să acceseze, nu vă recomand să faceți treaba asta. De-aia am și zis la Suzy să oprească share screen-ul, pentru că toată lumea e capabilă să-și treacă acolo parolă. Bun. Deci, acum n-am dat nimic, doar am băgat parola. Ca să de când s-a băgat parola? Bun, da, acolo. Trebuie să dai un click, Suzy, te rog, la bifa respectivă. By signing in, you agree to terms and service. Acum dăm sign in. Numai dacă îi fi băgat-o bine, dar stată parola, nu-mi dau seama până nu o bag. E bine, e bine. Acum, trebuie să ne creăm un wallet nou, pentru că nu avem wallet care să fie compatibil cu Vivo sau cu aplicația asta, așa că te rog, Suzy, pe ultimul buton verde, create wallet. Bine, o secundă. Acum, ce vă rog frumos, trebuie să treceți un nume de portofel, fiecare cum vă cheamă, Daniela, Ionuț, Viorica sau cum vreți voi să vă denumiți portofelul, n-are nicio importanță. Suzy, dă-i, te rog, acolo un nume la portofel. Și aveți trei bife de dat. Aici nu contează, poate să-l vadă oricine, că e un pseudonim. Nu contează, da? Acolo e un simplu nume care nu ne interesează. Ți-am trimis o poză între timp, dacă e ok. Mă uit acum. Și le bifez pe toate. E ok. Ok. Am făcut asta. Asta să dau jos. Acum, scapă, te rog, de tastatură. Aveți cele trei bife. Da. Vă explic pe scurt ce înseamnă. Vă pune să dați cu subsemnatul. În cazul în care pierdeți fraza fraza secretă, fondurile dumneavoastră să fie pierdute pentru totdeauna. Fiți foarte atenți la ce urmează, pentru că aici e secretul. Dacă cineva obține fraza secretă, are acces la fondurile dumneavoastră și vă luați consimțământul că este responsabilitatea voastră deplină în ceea ce privește siguranța frazei secrete. Da? După ce am bifat toate trei și am luat la cunoștință, îi dăm continuă. Aici, ce vă rog foarte frumos, aveți 12 cuvinte. Asta este cheia dumneavoastră secretă sau secret phrase-ul. În momentul când apăsați butonul cu ochișorul, Reveal my secret phrase, o să vă scrie niște denumiri. Aveți două sau trei variante la dispoziție. 1. Țineți apăsat cu degetul pe Reveal my secret phrase. Te rog, Suzy, să nu faci asta, pentru că nu vrem să vadă nimeni cuvintele tale. Țineți cu degetul apăsat pe butonul Reveal my secret phrase și aveți două variante. Ori le scrieți pe o bucată de hârtie și aveți grijă de bucata aia de hârtie, ori le mai faceți vezi? O poză, nu se mai văd, dar ai oprit share screen-ul. Ori faceți o poză cu un alt telefon și aveți grijă de poza aia ca să nu atingă nimeni. Da? E portofelul vostru, fondurile voastre. În momentul când vi le-ați scris, da, să vi le scrieți sau să vă faceți o poză ca să le aveți la îndemână. Următorul pas va fi să răspundem la niște întrebări care Vivo ni le pune sau aplicația ni le pune. Va trebui să trecem în ordine toate cele 12 cuvinte de la 1 la 12. O să avem făcut sub forma unui chestionar cu trei variante de răspuns, iarăși voi trebuie să alegeți răspunsul corect și cuvântul care vi se potrivește la cifra 1, la cifra 2 și așa mai departe. Suzy o să vă exemplifice în următoarea parte primul cuvânt și al doilea cuvânt ca să înțelegeți sistemul, iarăși după o să o rog iară să oprească share screen-ul ca să nu se mai vadă. Bun, acum am văzut cele 12 cuvinte, le-am notat. Aici va trebui, după ce notăm cele 12 cuvinte, să bifăm căsuța de jos. Yes, I copied my memographic phrase. Și după aia să apăsăm butonul continuă.
Eu o să pun acum primul cuvânt, după care închid și ultimul cuvânt. Exact. Ca nu e neapărat să fie ultimul, primul ajunge. Deci aici trebuie să răspundem la chestionar. O să punem cuvântul 1 și cuvântul care vi l-a dat la faza precedentă. Da? Deci Suzy o să primească trei variante de răspuns și o să dea click pe cuvântul care l-a primit în acele 12 cuvinte. La fel faceți cu toate cele 12, da? Și când ajungeți la sfârșit, Suzy, te rog, când ajungi la sfârșit să treci la nu următoarea vede, pagină, da? Ca să nu se mai vadă, da? Nu se mai vede acum. Nu se mai vede, da? Nu, nu, nu. În momentul când ajungeți la sfârșit și ați completat toate cele 12 cuvinte, o să aveți acolo butonul continuă, apăsați butonul continuă și portofelul e gata. Până acum procesul a durat 12 minute și mai avem foarte puțin, deci în 15 minute, maxim 20, gătăm treaba. Ok, acum sunt la 12 și îl deschid ca să vedem pe urmă cum sărim. Că dar nu, nu-l deschide 12. Dacă n-ai dat mai departe, da? Pentru că noi vedem cuvinte. Păi nu, n-am apăsat pe al 12. Îl aleg acum pe al 12. Împreună cu voi. Că nu, nu-i problemă, alege-l și pe al 12-lea, că după aia îți vine toată lista. Alege-l și pe al 12-lea, că îți apare toată lista și dă-i continuă. Că acolo se descurcă toată lumea să apese un buton continuă. Dar nu îți punem noi portofelul tău la îndemâna tuturor sau oamenilor care ar fi rău intenționat. Nu ca și... avea cineva cu cineva. Ești host, Noris. Lasă și pe la ușă. Nu sunt eu, hostul e Suzana. Suzana, lasă-l, te rog, și pe John, că e la ușă. Dar nu mi-apare. Nu mi-apare să-i dau ok. Dar camera, Gabi, camera e liberă. Nu-l văd la participant. Camera e liberă, numai să scrie parola corect. Ok. Ești bun. Bun. Suzy, ai reușit? Gata, pot să dau... Da, dar la ultima aia să tot se vede cuvântul, nu e nicio problemă. Păi de asta îți spun. De asta îți spun. Continuă cu pasul ăla, că toată lumea și-a completat cele 12 cuvinte, continuă mai departe. Ca să nu vedem niciun continuă. Cuvânt de acolo. Pe mine nu mă lăsa să mă registrez, nici la nici cu niciuna aplicație. N-am reușit să mă registrez. Daniela, ai dat acolo că ești deja client. Da, dar îmi scrie, îmi iese că nu este valabil e-mail. Hai că ne uităm după, bine? Bun, okay. Acum o să trebuiască să vă setați un PIN. Un PIN care vă rog frumos să nu îl uitați. Aveți 8 cifre acolo de pus. Puteți să folosiți sub formă de dată de naștere lună, zi, an sau cum vreți voi. Suzy, aici poți să apeși, că nu se vede ce apeși. Nu se vede. Deci vă selectați 8 cifre care să nu le uitați. Astea o să vă trebuiască la fiecare tranzacție. Mă scuzați. O să vă trebuiască la fiecare tranzacție la care o să fie supus portofelul ăsta. Dă-i complete acolo jos. Și portofelul este gata. Acum o să ne bage în portofel. Acum, acolo sus, fiind la portofel, te rog frumos, Suzy, du-te la wallet. Aici o să avem un pic de lucru. Vă explic acum așa. Acolo sus avem blockchain-ul la care noi suntem legați. Suzy, dă-i, te rog, acolo un click pe Vivo Smart Chain. Aici avem lista de chain-uri cu care aplicația comunică. Respectiv avem Vivo Smart Chain, care e principalul, Polygon și Binance Smart Chain. Eu vă recomand să folosiți Vivo Smart Chain pentru că e blockchain-ul nativ și o să fie cel mai ok. Suzy, poți să dai X acolo? Da, în continuare suntem pe Vivo Smart Chain.
după care aveți adresa voastră de portofel. Respectiv, șirul ăla lung e cifre și litere la care o să avem foarte mult de lucru. Acum, o să primiți un e-mail pe adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau pe adresa veche de mail care v-a fost în vivo. Suzi, te rog să intri pe e-mailul tău sau pe alu Ion. Nu prea te auzi, Noris. Acum e mai ok? Da. Eu l-am avut. Bun. Intră, te rog frumos, pe e-mail. Vedeți că ați primit un e-mail de la Welcome to In Persona. Aici ne felicită că am intrat în In Persona și am primit un cod pentru NFT. Da? Aici ne zice, vă rog să acceptați cadoul nostru gratuit, Basic NFT, ca să puteți să participați la program. Ce vă rog eu frumos? Aici, codul respectiv care îi în chenarul gri, vă rog să-l copiați, cum face și Suzy. Da? Îl copiem. După care jos avem un buton cu Visit Store. O să intrăm în Visit Store, da? Prin butonul albastru. Și o să fim pe Chrome. O să fim aruncați în shop-ul de la Vivo sau de la In Persona, da? Aici vă rog să vă folosiți aceeași adresă de e-mail cu care v-ați înregistrat în Vivo. La fel, aceeași parolă. Suzy, să nu se vadă parola, te rog. Păi nu știu dacă se vede. Se vede când scriu? Se vede când scrii, sigur. Sigur că se vede și oprește screen share. Oprește screen share-ul și îl pornești din nou. Mă gândeam că mi-o dă că o ține minte calculatorul și de-aia... Nu o ține minte pentru că ți-e un site nou. Se vede, că pune steluțe. Se vede în momentul când se apasă butoanele și nu e ok. Preferăm să ținem totul sigur. Da. Că aici e vorba despre bani, nu e vorba despre bombani. Aveam mai de task, de tastatură și de aia nu. Oricum, dacă eu să tai o videoclipul, să sărim pauzele astea, dar e ok și cu pauze că se poate sări pe videoclip. Nu-i mai. Și abia are timp și omul să-și facă treaba. Corect. Bun. Acum că ați trecut parola, am o să dăm login, da? Și avem două NFT-uri mari și late. Acum o să dăm click pe cel care costă 15 USDV sau NFT Data Basic. După care, în josul paginii, o să avem un buton de Buy Now. Să-l apăsați. Iarăși aici avem un buton galben care zice Have a voucher? Da. O să dăm click pe butonul galben. Și o să trecem codul care l-am primit în e-mail, da? Care v-am pus să-l copiați. După care o să dăm Apply, tot butonul galben. Vedeți că aici ne-a făcut reducere de 100% la produs, deci o să fie 0 USDV. O să apăsăm butonul Continuă. Iarăși așa ne primim NFT-ul gratis. Acum o să trebuiască să punem o adresă de portofel unde să primim acest NFT. Vedeți că aveți acolo Chain, Vivo Smart Chain. Asta ne-am înțeles. Folosim Vivo Smart Chain. Acum trebuie să-i punem adresa de portofel. Suzy, te rog frumos să intri în aplicația In Persona. Adică asta cu zero. Și acolo sus avem pe albastru adresa. Dăm un click pe ea și o să ne apară butonul de copiere. Da? Avem un buton de copy și un buton de delete. Apăsăm butonul de copy, cel din stânga. Nu cel roșu, cel din stânga. Acum, mergem înapoi în Chrome, da? Unde trebuie să punem adresa. Iar și acolo unde scrie wallet și foarte mulți de zero, te rog să dai click, Suzy, și dai inserați. Încă o dată verificați adresa să fie corectă, Suzy, la tine corectă, poți să-i dai complete. 9A, 9,
noua clasă. E corectă că m-am uitat eu. Da, ca să uitați, să vedeți. Da, deci ca să faceți o analogie, puteți să verificați ultimele patru litere și cifre. Dacă sunt corecte, îi dați jos pe butonul verde Complete Purchase. Iarăși acum o să vă primiți NFT-ul în aplicația in persona, da? Order Play Successful, deci a fost făcută cumpărătura cum trebuie. Acum o să mergem în aplicația in persona. Jos, având patru butoane, unul gri și trei verzi, o să mergem pe primul, iarăși aici o să dăm un refresh sau tragem de imagine în jos. Bineînțeles, procesul ăsta o să dureze un pic, poate vreo un minut, două. Deci nu vă speriați că o să-l primiți cât de curând. Între timp, putem să mergem în aplicația Hello Smart, da, până vine NFT-ul. Ca să-i facem update-uri, să-i facem actualizări. Aici ne întreabă dacă vrem să facem actualizare. Vă rog frumos să o faceți în momentul când aveți cel puțin 60% baterie pe ceas. Da? Acum te rog frumos, Suzy, dă-i acolo, da? Nu iau nu, că stă mult pe urmă mică. Păi ne trebuie actualizarea de firmware ca să ne primim adresele Mac și UID. Nu știu cât de repede o faci. Nu-i problemă că de asta facem videoclip ca să avem timp. Deci aici o să dureze un pic. Între timp putem verifica dacă am primit NFT-ul și s-a primit NFT-ul. Da? Acum Ionuț, sau mă rog, Suzy, că îi face înregistrarea la Ionuț, s-au trimis deja 649 de NFT-uri. Deci în total sunt 649 de oameni care au intrat în acest program cu NFT-urile gratuite. Da? Iar erau 220, că m-am făcut. Exact. Deci lumea deja începe să-și conecteze aplicațiile, începe să producă. Bun. Intrăm acum iarăși să vedem la update ce se întâmplă. Mudare căput! Vă rog frumos să aveți grijă la microfoane. Mulțumesc! Noi să înregistrez acum, da? Înregistrez, desigur. Și put. Acum, Suzy, tu poți să-ți lași microfonul deschis. Era altcineva care nu mai știu cine era, că striga aici. Mi-a pus un cola. Ah, nu, nu-i baie. Bule, bule. Intră, te rog frumos, pe Hello Smart ca să se vadă acolo ce se întâmplă. Ce vă rog eu frumos? În momentul când se face update firmware la ceasuri și telefon, da? Ceasul, în momentul în care se face update-ul ăsta, pe ceas o să apară o săgeată verde și ecranul se negrește, da? Rămâne decât o săgeată verde. Vă rog frumos să fiți atenți. În momentul când aici procesul atinge 100%, o să dea două răspunsuri. Da sau reîncearcă. În momentul când update-ul e făcut cum trebuie, ceasul se repornește. Da? O să dispară săgețica aia de pe el și o să pornească absolut normal. Dacă procesul e făcut cum trebuie, ceasul pornește, o să vă rog să dați acolo pe butonul da. Deci în momentul când și-a făcut update-ul, o să puteți să faceți trecerea mai departe în aplicație. O să vedeți acum au apărut cele două butoane, da și reîncearcă. Suzy, confirmă că ceasul s-a repornit, dacă s-a repornit. Încă nu. Bun, când se repornește ceasul și funcționează, te rog să apeși pe butonul da. Dacă nu se pornește, o să apăsăm butonul reîncearcă. Să-l apăs eu de la buton să-l deschid, nu e cazul. Nu, lasă-l în pace, că se pornește singur.
Deci ceasul trebuie să repornească singur. Nu trebuie să-l pornim noi, nu trebuie să-i facem noi nimica. El își face procesul ăsta automat. Numai că durează un pic, da? Trebuie să avem un pic de răbdare. Gata, cu abuzit. Încep acum. Vivo, bun. Watch, m-a putut să pornească. Gata, a apărut ora 20:59. Ok. În momentul când a apărut, apasă, te rog, pe butonul, da? Acum a apărut, da. Mine, totul. Da. E ok. Mi se închisese ecranul, dar închisese că a fost în standby. Acum, du-te, te rog frumos, jos la dispozitiv. Iarăși acolo sus avem adresa MAC și avem acolo CD85F447 58EC. Lângă avem butonul de copy, da? Te rog frumos, Suzy, să copiezi adresa respectivă. Și acum intrăm în aplicația In Persona. Aici o să dăm Bind Your Device, butonul care apare lângă numărul de NFT, da? Sub eficiență Max Data Blocks. Aici o să vă rog să treceți pinul care l-ați pus la crearea portofelului. Suzy, liniștită că nu se vede nimica. Iarăși acolo, în colțul din dreapta jos, îi dați bifă verde. Acum, mergem în josul paginii, la detalii, Suzy, la butonul verde, te rog, la bind, sub imaginea aia colorată. Da. Iarăși acum va trebui să trecem acolo device MAC sau adresa MAC care am copiat-o din aplicația Hello Smart. Te rog frumos să pui acolo, dă-i lipește. Și acum ne trebuie UID sau adresa UID. Intrăm iarăși în aplicația Hello Smart. Intrăm la profil. Acolo dăm un click că să dispară și apăsăm acolo unde scrie sus adresa de e-mail și scrie editează profilul. Aici avem adresa UID. La fel apăsăm butonul de copy din capătul rândului ăla de cifre. Intrăm în aplicația In Persona și îl punem în câmpul gol unde scrie UID. Acum scăpăm de tastatură, apăsăm butonul verde Bind. Imediat am mai verificat odată că n-am. Astea oricum se pot schimba, Suzy, deci nu-i problemă. Dacă se greșește ceva, se pot schimba. De-aia nici deci nu vă atrag atenția că se întâmplă să greșească. Da? Acum se apasă butonul Bind și trebuie să primim mesajul cu verde că s-a făcut cu succes. Mai încearcă o dată. Uite, gata. Device successful bound. Acum, dă-i înapoi. Sus în colțul din stânga. Aici ne scrie frumos bound device și numărul de MAC. Acum, ceasul, aplicațiile sunt legate corespunzător. Vă explic încă ceva. In Persona o să fie aplicația care creează banii. In Persona o să fie aplicația care minează, da? Portofelul respectiv unde intră bani. Aplicația Hello Smart e aplicația pentru ceas, unde puteți să verificați semnele vitale, puteți să verificați ce eforturi faceți, somnul și așa mai departe. Comunicarea între ceas, telefon și aplicații trebuie să fie mereu supravegheată. Ok? Te rog, Suzy, du-te încă o dată în aplicația Hello Smart. Nu te mai auzim, Noris. Du-te, te rog, în aplicația Hello Smart. Dă-i aici înapoi și jos aveți cele trei butoane, da? Profil, dispozitiv, sport. Du-te, te rog, la sport.
aici e foarte important, măcar de două ori pe zi, să-i faceți o reîmprospătare. Du-te, te rog, până sus, Suzy. Aveți omulețul albastru, trageți o dată în jos de el. Mereu sus trebuie să scrie date sincronizate. Da? În așa fel încât ceasul să comunice bine cu aplicația și să comunice bine cu aplicația în persoană. Asta este tot până acum. În mod normal, acum aplicația trebuie să producă cel puțin din Social Fi. Suzy, dacă te rog să intri pe telefonul tău, să vedem dacă s-a făcut legătura între tine și Ionel. Poți să intri la tine pe telefon? Da, dar să intru acum cu sală de Zoom. Apare o conectare imediat. Să ies de aici, să... Nu, dacă să dau vedem... Îți dau ție postul sau... Da, dar lasă că le iau eu. Intră de pe telefonul tău. Hai că intru tot eu, că tu nu auzi. La tine nu vreau. Cred că tu ai semnal, că la mine se aude. Imediat să intru. Să intri de pe telefonul tău ca să vedem dacă s-a făcut aplicația, legătura corect. Și pe urmă ies că mie că se aude că sunt două telefoane, unul lângă altul. De la Ionuț poți să ieși. Păi stai să-mi dea hostul, să-mi dau hostul. L-am luat eu deja. A, l-ai luat? Poțăranule. Da. Eu l-am luat. Că... Fără. Eu aici șeful. Ce? No, deci acum, dacă aplicația și s-a legat corect, vă garantez eu, o să-i apară la Suzy în aplicația ei că cineva s-a legat la hub-ul ei, da? Și la care hub s-a legat. Acum intră Suzy, o să-i dăm și hostul ca să facă share screen. Suzy, ai hostul, poți să ne faci un share screen. Acum mișcă. Și acum mă te rog să intri la in persona. Stai un pic să ies. Deci apare așa. Bun, deci aici vedeți diferența clară. Îi zice, hai Suzana, are numărul 220 de NFT. Și acum te rog frumos, Suzy, acolo unde ai fulgerul ăla jos. Avem aici în hub-ul A o conexiune, sloturi disponibile 99, dă mai în jos. Du-te la community, scuză-mă, acolo la mijloc. Acolo rămân se semne. Și avem all connections, avem simeneionuț@gmail.com în hub-ul A. S-a realizat cum trebuie. Suzy, mâine te rog frumos să-mi faci o poză, să-mi spui dacă ai făcut acolo la social, fai ceva numere pe acolo. Îl pun la treabă. Da. Bun. Aplicația s-a legat cum trebuie, ceasul s-a legat cum trebuie. Tutorialul ăsta nu o să-l găsiți nicăieri. Să aveți spor. Ăsta e numai pentru Nicky Team. Distrați-vă mult. Grijă de voi. Mulțumim, Noris. Mulțumim.